Bun găsit la știrile Alfa Omega, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim martori și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. Conferința Slujba Fiecărui Credincios a loc recent în județul Alba, în organizarea Centrului Creștin Familia Credinței din Cluj-Napoca. Prin acest eveniment s-a dorit echiparea liderilor creștini pentru a fi buni slujitori în comunitățile lor. Principalul invitat al conferinței a fost pastorul Paul Trockwell, autorul cărții care a inspirat numele întâlnirii, alături de soția sa Debbie și familia Philip și Sherry Baker, misionari în Bulgaria. Să urmărim un reportaj de la acest eveniment. Centrul Creștin Familia Credinței din Cluj-Napoca a organizat conferința cu tema Slujba fiecărui credincios. Evenimentul s-a desfășurat timp de 3 zile în localitatea Colțești din județul Alba. Organizatorii au dorit să atragă atenția asupra faptului că fiecare creștin are ceva de făcut în biserica locală, iar în felul acesta împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Not we don't have all the answers, but we have God who is the answer, and we just share God with people and thank God for opportunities to plant seed, and I never go back and think I could have done better or they didn't receive. No, if I think about what I've done and the people, I thank God I planted seed in faith. He watches over his word to bring it to fruition, and so I just keep in agreement with the seed that's been planted. Creștinii au așa o părere sau și-au făcut o idee că fiind păstor, fiind lider, fiind ei au mai mult de făcut, noi ca și credincioși mergem la biserică, ascultăm, mergem acasă și ne facem treaba de zi cu zi. Însă nu este deloc așa. Fiecare creștin, fiecare om născut din nou, când s-a născut din nou, a intrat în această cursă în care el are o alergare de terminat. Și dacă noi nu aducem această idee la suprafață și nu ajutăm oamenii să înțeleagă că ei au o slujbă de făcut, o să treacă ani și o să-și dea seama la un moment dat, păi, dar eu n-am făcut nimic toți anii ăștia. Invitații la acest eveniment au vorbit despre nevoia de echipare a liderilor creștini pentru a fi buni slujitori în comunitățile lor. You know, you're not going to change anything in a nation, in a world, in a business, in a family until you change the leaders. But when you touch a leader, you touch every person that leader will ever touch. So you multiply your effort. You know, to touch one leader that touches 3,000 people, think about that. You only touch one person, but that person is touching 3,000 people. So leadership is the key to change in the body of Christ. And we all came together to just worship God together, get in the Word together, love one another, encourage one another, edify one another, and just build each other up. You know, Jesus is coming back soon, and we've got work to do, but that work requires us to do it together. We've got to come together like never before and build the kingdom. I think coming together and working together with one another, Christians helping each other rather than competing with one another. And it's like that all over the world. We need to join and yoke our strengths and be more together than we can be separated. Participanții spun că au fost binecuvântați prin mesajele despre dragostea pentru Dumnezeu, dar și pentru oameni, despre unitate, despre a zidi împărăția lui Dumnezeu. Am înțeles că e important să, în primul rând, să fim plini de Duhul Sfânt, să fim autentici în ceea ce suntem, în ceea ce facem, nu doar să vorbim, ci să trăim în viața noastră, să fie o slujire care să curgă natural prin roadele Duhului Sfânt în viața noastră. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine și pe soția mea, lucrul despre care noi ne-am rugat în ultima vreme și Dumnezeu ni le-a confirmat aici, lucruri pe care le vedem că sunt în agenda lui Dumnezeu. În ceea ce privește partea de învățătură, au fost multe elemente noi pe care le-am primit, pentru că le-am văzut că sunt conform Scripturii. Pentru a iubi oamenii, a iubi pe Dumnezeu și a înțelege voia Lui cu privință la acest lucru. Am fost binecuvântați, chiar nu doar de cuvântul, de învățătură, dar de și exemplul slujitorilor, de experiența lor. În timpul acestei întâlniri, invitații s-au rugat și au binecuvântat pe pastorii și liderii prezenți.
As we prayed for the pastors and as we laid hands on them, we declared they're blessed to be a blessing. We declared their best days are ahead. We declared a greater anointing, a fresh oil. And I know these pastors are going home laser focused on being who God's called them to be and doing what God's called them to do. And if you're watching me right now, I want to challenge you to get focused on being who God's called you to be, doing what God's called you to do, going where God's called you to go. Don't let Jesus just be your Savior, but let Jesus be Lord of your life. Alfa Omega TV a fost partener media al conferinței Slujba Fiecărui Credincios. Dacă doriți, puteți revedea sesiunile pe canalul principal de YouTube Alfa Omega TV. Pastorul senior al Bisericii Centrul Creștin Familia Credinței din Cluj-Napoca este Rufus Wynot, alături de soția sa, Deidre, sunt misionari în România din anul 1995. Înainte de a ajunge în țara noastră, au mai fost în Guatemala și Germania. În toți anii de slujire, soții Wynot au dorit să învețe pe oameni limbajul credinței și să-i ajute să-L primească pe Iisus în viețile lor. Pastorul Rufus spune că, indiferent care este limba maternă, atunci când creștinii vorbesc în acord cu Dumnezeu, limba naturală se va schimba. My first time in your wonderful country here was 10 days after the execution of the Ceausescos. My wife and I had a church in Berlin at the time. Our first mission field was 4 years in Guacamole, or you might think Guatemala. Then we were 6 years in Berlin. I made 15 trips from Berlin to and from Romania, and on trip 14, God said, move to Romania. So when you hear God's voice, you should obey. I've decided that years ago. So God provided another pastor for the church in Berlin. And so January the 5th, 30 years ago, this coming January, my wife and I moved here to the area of Cluj-Napoca in Transylvania. We started a church after a few months. Since we've been in this part of Europe, we've seen about 19,000 healing miracles, and probably 40,000 people have prayed with us to receive Jesus. I travel a lot, different parts of Romania, Moldova. I was in the Ukraine 8 times before the war started with conferences and teachings. Since the war started, I have been there 21 times. I now try to go every 6 weeks. In fact, next Wednesday, I'll be back in the Ukraine. Our desire is just to teach people how to talk the language of faith, which is the Word of God. Faith says what God says. It's time for Christians to get that revelation. No matter your natural language, speak in accordance with God, and your natural language will change. As we heard here at the conference, now, these are friends of mine I met 40 years ago. This end of November will be 40 years for my wife and I to be on the mission field. But I met this man at the time. He was a pastor in Arkansas before going to the mission field. And Pastor Paul, after 14 years there in Arkansas, he went to Tanzania, where he was the director of a leadership Bible institute for 19 years. He came here just to share the heart of God and message for leaders, to encourage, to build leaders up so that they would do the same thing for the people that God has given them in their churches, or as they travel to minister in other people's churches. So his desire, a friend of his, Philip, who's a great evangelist, came with him. His desire, our desire, is simply to give people the opportunity to experience the life of God, or more of the life of God. None of us have all that God has provided, so we just need to spend more time with Him in His Word, praying in the Holy Ghost. You want power, you need the anointing of the Holy Spirit. La conferința care a avut loc în localitatea Colțești din județul Alba a participat și un grup de la Biserica Cuvântul Credinței din Galați. Această lucrare a început în urmă cu 15 ani, când Biserica din Republica Moldova a avut un cuvânt de la Dumnezeu pentru a dezvolta noi slujiri în România și în alte țări din Europa. Pastorul Vadim Medvețchi a trebuit să învețe limba română și în fiecare duminică slujește în Cahul din Republica Moldova în prima parte a zilei, iar după amiaza în Galați. Pastorul Vadim consideră că timpul de laudă și închinare este foarte important pentru biserică.
Și noi venim din biserica din Galați, biserica Cuvântul Credinței. Biserica a fost începută de biserica din Chișinău, a venit misionari și după asta ei au plecat și am venit noi cu soția și cu doi copii. Slujim la biserică, acum este un grup minunat, laudăm pe Dumnezeu în fiecare duminică la ora 6 ne adunăm, pentru că dimineața la ora 10 mergem la Cahul și slujim acolo, la biserica Cuvântul Credinței din Cahul, din Republica Moldova. Și seara la ora 6 avem adunare la Galați. Un loc minunat, ce să spun, Dumnezeu este bun pentru fiecare dintre noi care venim, ne adunăm în numele Lui și El este prezent acolo dintre noi. Eu văd că este foarte important pentru noi să ne adunăm împreună și cumva la sfârșitul săptămânii și la începutul săptămânii viitoare să dăm toată lauda lui Dumnezeu, pentru că El a fost credincios toată săptămâna împreună cu noi. Da, bineînțeles, avem relație și în timpul săptămânii, dar adunarea aceasta când laudăm numele Lui, ne închinăm Lui, asta este ceva foarte minunat și începem săptămâna viitoare tot așa, cu laudă și închinare și cu credință că Dumnezeu va fi cu noi și ne va ajuta în toate lucrurile. Lansarea cărții Arta Dirijatului Coral, Ghidul Dirijorului de Cor Creștin, scrisă de doamna profesor Speranța Doina Cătană, va avea loc mâine, pe data de 28 septembrie, de la ora 18, la Liceul de Artă Ion Vidu din Timișoara. Vor participa formații corale ale unor biserici evanghelice din municipiul de Bebega, dirijori, compozitori, profesori și pastori. Mai multe detalii ne oferă în continuare chiar autoarea, care se află în studioul nostru. Bun găsit la știrile Alfa Omega! Bine, v-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație. Sper să fie de bun augur pentru toți doritorii de domeniul muzical și de slujirea lui Hristos prin muzică. În primul rând, să ne spuneți cum v-ați hotărât să scrieți această carte, ce v-a motivat, ce v-a determinat? Arta dirijatului coral este un curs de dirijat, dar nu este numai atât. Acest curs l-am gândit și l-am conturat în 1989, când eram dirijor la Biserica Pentecostală Elim din Timișoara, actuala Elim, era și atunci se numea Elim. Știam că nu voi mai dirija multă vreme, totdeauna le spuneam și pastorilor și tinerilor de acolo, eu nu o să dirijez până o să fiu bunică, haideți toți tinerii să învățați, cei care sunteți pasionați de muzică, să învățați cum se dirijează într-o activitate bisericească. Și am făcut aici o introducere în muzică, un curs de inițiere muzicală, de ce este nevoie, după care am vorbit despre bazele biblice ale muzicii și în sfârșit am dat și niște noțiuni de teorie a muzicii, pentru că știți cum este, în bisericile noastre sunt foarte mulți lideri de închinare doritori să slujească și foarte bine că fac lucrul acesta, dar nu toți dintre ei au cunoștințele necesare fundamentale de teoria muzicii, de scris, citit, muzical. Oricineva care trebuie să citească o partitură, evident că trebuie să cunoască măcar câteva noțiuni de acest gen. Și atunci am gândit, citit lecțiile, zic, mi se pare interesante, ce-ar fi să nu zacă ele aici pe foile deja îngălbenite în biblioteca mea? Hai să le scriu. Și în acest mod am și purces la transcrierea pe calculator a acestor lecții. Iar partea care era practică și eu n-am mai scris-o în caiete, era interpretarea unor partituri, a unor piese, și am gândit-o aici în această formă în care a rezultat capitolul 4 al cărții, o antologie de lucrări corale, viziune interpretativă, în care am prezentat despre cântarea corală în biserici și am prezentat 10 compozitori. Acești 10 compozitori beneficiază de o parte introductivă, o singură pagină de note biografice. Câteva date biografice. Mi se pare normal să se cunoască date despre compozitor. Apoi, fiecare piesă are o descriere a ei separat, din punct de vedere muzical. Încep cu Nicolae Moldoveanu, care are o pagină de prezentare biografică. După care urmează cântarea slavă-slavă, prezentarea partiturii, descrierea ei, după care urmează partitura în sine. Deci cine vrea să dirigeze, poate să dirigeze de aici. Vă întreb acum, cum reușește un dirijor să transmită, nu doar din punct de vedere muzical, ci și mesajul teologic? E foarte bună întrebarea aceasta,
La un moment dat, în partea cursului de dirijat, este o lecție despre ținuta dirijorului. Care ținută trebuie să fie una exterioară, dar și una interioară. Dirijorul este un om de cultură, trebuie să fie un om de cultură, care în primul rând să cunoască, de aceea am zis datele despre autori, să cunoască și conținutul cântării și cine a transmis acest mesaj și să fie convins de necesitatea mesajului pe care îl transmite el însuși. Adică în momentul în care ținuta fizică se impune în fața unui ansamblu, ea transmite de fapt ceea ce are dirijorul în capul său. Corul urmărește mimica, dicția pe care le-o propune dirijorul, gesturile pe care le propune dirijorul se referă exact la transmiterea unui mesaj. De aceea este foarte important ca dirijorul să fie un om bine format, să fie el însuși un om al lui Dumnezeu și să privească această lucrare ca pe o slujbă la adresa lui Dumnezeu. Cam despre aceasta este vorba. Cum a evoluat muzica de cor în zona creștină de-a lungul timpului? Sunt tendințe actuale, trăim alte vremuri, tehnologia, să zic așa, ar putea să influențeze muzica de cor, dirijatul? Și aceasta este o întrebare foarte bună. Atunci când am spus unei foste eleve de-a mele, i-am spus, zic, am găsit caietul pe care l-am scris, zic, și îl transcriu și fac, o să iasă un curs de dirijat. Și ea stă un pic și socotește. Când ați spus că ați scris cartea? Mă întreabă așa. Zic, în 1989. Zicea, dar e adaptată? Pe mine de-a dreptul m-a șocat, m-a atins această întrebare. I-am spus ei următorul lucru, am dat următorul răspuns și acum îl dau din nou, pentru că realmente este o problemă. Principiile dirijorale rămân aceleași. Principiile dirijorale reprezintă, să zicem, un schelet pe care se dezvoltă personalitatea fiecărui dirijor. Nu toți dirijorii dirigează la fel. Perioada pe care o traversăm noi chiar în momentul de față este una de mari căutări. Pe vremea studiilor mele învățam că arta sonoră este o reprezentare a lucrurilor înconjurătoare, ceea ce se vede în jur. Și m-am gândit cât de adevărat este lucrul acesta. Că tu, de fapt, încerci să reprezinți ceva ce este în jurul tău și ceea ce interesează pe cei care te văd acum, nu pe cei care au văzut-o altă dată foarte bine, au fost încântați, au fost foarte bucuroși. Zilele acestea am pus pe pagina mea de Facebook o grămadă de înregistrări cu mine dirijând și cu corul pe care le-am avut atunci, ba cor și orchestră, că am avut ansambluri de cor-orchestră și sunt foarte bucuroși. Cine? Cei de vârsta mea. Nu cred că tinerii sunt cei care accesează asta și spun, wow, ce fain, wow, ce bine. În final, vă rog să lansați o invitație celor care ne urmăresc să vină la această lansare de carte. Ce se va întâmpla și cum se va desfășura evenimentul? Astăzi este o zi în care pregătim încă evenimentul de lansare. Am invitat câteva formații corale care să reprezinte conținutul cărții, ele cântând niște piese care sunt deja expuse aici. Coruri mixte, un cor bărbătesc, corul mixt al Bisericii de la Elim, un cor bărbătesc al Bisericii Baptiste din mai multe biserici din Timișoara. Este și corul lui Lucian Onița, Laudes Christi. Sunt și câțiva referenți care vor susține, evident, lucrurile scrise aici în carte. Anton Ilica de la Arad, căruia îi mulțumim că a vrut să fie parte cu noi la acest eveniment. Ken Tucker, care este un compozitor american, iată, românizat, pentru că el s-a căsătorit și trăiește în România și ne-am fi bucurat să vină cu corurile, dar de la Cluj să vină cu corul până aici ar fi fost mai complicat, însă vine dumnealui în persoană și va descrie ceea ce a văzut în această carte. Daniel Zach, care este un tenor deja cunoscut aici în Timișoara, va avea și el o prestație despre rolul acestei cărți.
Soțul meu va fi moderatorul acestui program și în toate sperăm ca Dumnezeu să fie slăvit și să se vadă că este utilă această lucrare, necesară și în zilele noastre. Invităm pe toți cei care ne ascultă și care pot să facă acest lucru, să participe la lansarea de carte, acest eveniment, care ne dă și nouă împlinirea unui lucru bine făcut spre slava lui Dumnezeu. Mulțumim pentru aceste informații și sperăm că lansarea de carte se va bucura de o participare și o apreciere din partea celor care vor fi acolo. Sperăm și noi de asemenea. Festivalul de muzică creștină Emanuel este primul de acest fel organizat în orașul Zrenjani din provincia autonomă Voivodina din Serbia. Evenimentul va avea loc în data de 5 octombrie de la ora locală 18 la Centrul Cultural din localitate. Vor concerta 12 formații, fiecare având un stil diferit, dar toate îl vor lăuda pe Dumnezeu. Mai multe amănunte ne oferă organizatorul concertului Daniel Iconar. În Centrul Cultural din orașul Zrenjani în provincia autonomă Voivodina din Serbia va avea loc Festivalul de Muzică Creștină Emanuel, care este primul de acest fel organizat în țară. Evenimentul se va desfășura în data de 5 octombrie de la ora locală 18. Organizatorul Daniel Iconar povestește cum i-a venit această idee. La capăt la 2020, când am venit în Zrenjani, am avut un vis, care la început, nu pot să spun, l-am văzut, dar nu l-am înțeles clar cum ca să vin la final. În viziune am văzut așa, m-a arătat Dumnezeu, căminul cultural, fiindcă festivalul o să-l organizăm nu la adunare, am vrut ca să-l organizez, ca să fie afară de adunare, ca să atragă, că asta e important, ca să vină lumea de afară. Și m-a arătat Dumnezeu căminul, exact m-a arătat căminul ăla cultural la Zrenjani. Am văzut la cum, când e ziua aia, când e festivalul plin de lume, cum așa repede aleargă ca să intre acolo la cămin. O să avem la festival, la jumate de formații când o să fie, o să avem și o mărturie la un frate din orașul Novi Sad, care o să dea scurt așa mărturie la întoarcerea lui. Dumnezeu m-a pregătit că am organizat la noi numai în adunare, vreo 2 ani jumate, toată luna am avut câte o formație oaspeți care am făcut să fie seară de laudă și de închinare. Daniel Iconar își dorește ca la acest festival să participe cât mai mulți oameni care nu merg într-o biserică evanghelică. Normal că sunt bucuros ca să ne vină toți creștinii noștri care sunt creștini de la adunări, ca să nu spun creștini numai că atunci pot ca să nu înțeleagă ceva bine. Dar accentul ca să vină lumea de afară ca să audă și prin asta, prin cântări, ca să ajungă la cunoștința de Dumnezeu, să ajungă la pocăință, ca să poată să ajungă la viață veșnică. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, Daniel a cântat muzică heavy metal, dar acum conduce o formație prin care îl laudă pe Domnul și poartă numele Agnus Dei. Mai mult m-a plăcut heavy metal. Numai când am hotărât ca să slujesc pe Dumnezeu, după aia eu am acceptat așa, foarte mult m-am bucurat și cu cântările, cu acordeoane și cum sunt tradiționale în România, fiecare dintre ele m-a plăcut. E, după un anumit timp, când am făcut formația mea ca să laud pe Dumnezeu, am înțeles că, și așa eu văd așa lucru, când asculți muzica și când ascult eu muzica, ce sunt eu până ascult muzica aia? Dacă când ascult muzica, dacă mă simt acum așa deranjat, pot să cunosc că aia nu-i muzica care îi place lui Dumnezeu. Dar dacă e muzica lui Dumnezeu, ea nu că numai mă relaxează, ea poate și să te ridice dacă ești picat. Muzica lui Dumnezeu foarte mult poate să lucreze la om. Organizatorii speră ca acest festival să nu se oprească la o singură ediție, ci să continue și în anii următori. Vrem să fie festivalul ăsta tot anul, să fie ca un model de tradițional. Tot anul ca să fie în curând după aia și ca să ajungă la nivelul ăla, ca să ne vină oaspeți și din alte țări, chiar dorim și oaspeți foarte mult din România, fiindcă aveți atâta de minunate formații care eu de la început, de la credință, ascult, cum am spus, și pe Cristocentri și pe Decean și plin aveți. La Festivalul de Muzică Creștină Emanuel vor concerta 12 formații.
Evenimentul va fi găzduit de Centrul Cultural din orașul Zrenjanin, provincia autonomă Voivodina din Serbia, în data de 5 octombrie, de la ora locală 18. Acestea au fost știrile Alfa Omega de astăzi. Puteți urmări cele mai noi știri și reportaje creștine accesând pagina noastră de Facebook sau YouTube, știrile Alfa Omega, sau pe site-ul nostru alfaomega.tv, secțiunea știri creștine. Totodată vă reamintim că această emisiune este posibilă datorită donațiilor telespectatorilor, așa că vă mulțumim celor care sprijiniți financiar lucrarea de emisiune prin media. Eu sunt Adriana Niță și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat!